Bună ziua, bun venit la o nouă ediție a podcastului EVZ TV. Invitatul nostru de astăzi, nici nu știu cum să-l prezint mai corect, pentru că prea sună a punere în fason, dar de fapt e o prezentare foarte corectă. Omul care de departe are absolut cele mai interesante analize din presa românească. Din fericire scrie la noi. Da, ăsta e norocul cel mare, altfel m-aș fi oftit ca rău. Domnul colonel SRI în rezervă, Tudor Păcureanu, fostul șef al serviciului analiză sinteză al Serviciului Român de Informații. În cadrul unei dintre direcții generale. Da. Dacă ar fi fost după mine, aș fi făcut cum făceau chinezii pe vremuri, nu știu dacă și acum fac la fel. Generalii buni țineau până la 80 de ani, 90 de ani, cât rezistau săracii. Eu nu știu cum de v-au lăsat să vă duceți acasă. Asta, dacă v-au lăsat să vă duceți acasă, nu e o întrebare. Nu le dați idei, nu le dați idei. O să discutăm astăzi, cum am spus și în prezentarea de aici, despre Rusia-Ucraina, o ecuație cu din ce în ce mai multe necunoscute. Că observăm că pe măsură ce operațiunea militară specială, așa cum a botezat-o Putin, a Rusiei în Ucraina, pare să se eternizeze, dar în timp ce pare să se eternizeze, noi și noi informații vin să facă și mai de neînțeles ceea ce se întâmplă acolo. Dar înainte de a începe, a murit Gorbaciov. Dumnezeu să-l odihnească, deși eu unul nu cred că va ajunge pe mâna lui Dumnezeu. Deși încă nu avem perspectiva istorică asupra personajului, nu s-au deschis arhivele, nu prea știm, dar putem bănui ce s-a întâmplat, mai ales în România, în 1989, și care a fost rolul lui Gorbaciov în ceea ce s-a întâmplat în România. Cum vedeți personajul ăsta, domnule colonel? Sunt creștin și ca atare îl iert pe Gorbaciov pentru ce mi-a greșit mie. Dar nu-l pot ierta pentru ce a greșit poporului român. Asta va trebui ca Dumnezeu să-l ierte. Să fiu mai explicit. Să nu ne lăsăm încântați acum de panegiricul care se face prin presa occidentală și uneori chiar și prin cea rusă. Vă mai amintiți iernile anilor 80? Oho! Cum venea viscolul la minus 20, cum se oprea gazul că îngheța conducta. De fapt, ordinul lui Gorbaciov de a se închide robinetul. Gorbaciov știind perfect că Ceaușescu va tăia încălzirea marilor orașe ca să mențină industria. Era marxist adevărat, pe el îi interesau tonele de fontă, nu oamenii. Și împingea, practic, populația României la acela nemulțumiri față de Ceaușescu. Nemulțumiri față de regim. Între timp ne-am mai deșteptat și vedem că se aplică exact aceeași strategie în relația cu Occidentul. Altfel spus, nu Ceaușescu. Ceaușescu era o unealtă, că el n-a priceput ce riscă. Dar mâna de pe robinet era mâna Kremlinului, adică în acel moment mâna lui Gorbaciov. Ce să vă zic? Ăsta e responsabil de mii de morți. Copii morți în incubatoare, bolnavi morți în spitale, bătrâni morți în case neîncălzite. Ăsta e responsabil de un morman de suferințe pentru poporul român. Ca să nu mai zic de Revoluția Română, unde el a dat ordinul intervenției secrete. Că fără ordinul lui nu veneau ăștia încoace să împuște militari, să provoace armata. Fără ordinul lui nu se activau trădătorii care au mișunat în statul major al armatei române socialiste și care au regizat toate nebuniile care s-au făcut pe la Otopeni, pe la Sibiu. Academia Militară, pe la Sibiu. Alba Iulia. Ordinul lui Gorbaciov care a activat trădătorii ucigași. Ce a urmărit, domnule colonel? E foarte clar ce a urmărit înainte de 22 decembrie 89. Slăbirea regimului prin aruncarea populației în nemulțumiri. M-ați făcut să-mi aduc aminte acum, biata mama se trezea, avea servici, muncea, lucra, era proiectant la Direcția Investiții pentru Construcția Armatei. Vă dați seama, unitate militară, acolo nu ține că mă duc un pic mai târziu. Se trezea la ora 4 dimineața pentru că flacăra la gaze era un pic mai mare
și putea să ne gătească câte ceva, să ne facă o mâncare, o ciorbă. Exact aceea situație era și la mine acasă, unde maică-mea se trezea pe la 2:30-3 dimineața ca să poată găti ceva. Să pună o ciorbă. Iar în spatele acestei chestiuni a fost decizia lui Gorbaciov, care se răzbuna pe Ceaușescu, răzbunându-se, de fapt, pe român, că lui Ceaușescu puțin îi păsa. Ce a urmărit, sigur știu, v-am citit cărțile, citesc, știți, după 32 de ani de presă, am senzația când citesc absolut orice articol de deja vu. Adică articolele dumneavoastră, și nu vreau să vă flatez, știți că vă sun zilnic și sunt la fel de încântat de fiecare dată, le citesc de 2-3 ori. Eu n-am mai citit un text de 2-3 ori de foarte multă vreme. V-am citit toate cărțile, sigur eu știu, dar vă întreb ca să audă și cei care se uită la noi acum. Ce a urmărit Gorbaciov cu prezența luptătorilor GRU în România, ce a urmărit cu activarea rețelei de agenți sovietici din România, Gașca, Militaru, etc., etc., etc. De ce n-a vrut să se întâmple ca și la Praga, ca și în Bulgaria, ca și în Ungaria? Aici au intervenit doi trădători. Amândoi trădători i-au spus același lucru. Că securiștii români dorm cu icoana lui Ceaușescu sub pernă și vor face moarte de om ca să-l mențină la putere. Ceea ce nu era adevărat, era minciună. Unul dintre trădători era Nicolae Militaru, iar altul, mai bine plasat să știe ce gândeau securiștii, era Pacepa. Pacepa că i-a nebunit pe american, că securiștii o să iasă cu tricouri pe care scrie mor pentru Ceaușescu și chestii de-astea. Când în realitate era cu totul altfel. Și din acel moment, dacă ați observat, Pacepa a intrat într-un con de umbră. Nu s-a mai vorbit pe la Europa Liberă, nu s-a mai vorbit pe la Vocea Americii, dar pe la noi s-au publicat operele. Fiindcă el a trădat încrederea. Și a trădat încrederea pe mâna sovietică, fiindcă Gorbaciov îl vroia împușcat pe Neanicu. Și ca să fie împușcat Neanicu, trebuiau create condițiile cu teroriștii securiști. Avea oftică pe el personală? Avea oftică personală. De ce, domnule Conan? Datorită faptului că îl contrase în public de față cu alte persoane, ceea ce subminam... La întâlnirile din cadrul tratatului de la Varșovia, întâlnirile pe care le-au tot avut... Mai grav este că submina autoritatea mediului la lui, ale sovietic. Și aici era critică chestiunea, fiindcă reformele pe care le făcea erau pe muchie cuțit, cum s-a și văzut în 91. N-au dus la nimic. Deci, una peste alta, decizia de a însângera Revoluția Română i-a aparținut lui Gorbaciov și a fost executată de spionii lui Gorbaciov. Nu trebuie să uităm nicio secundă chestia asta. A doua chestiune este că și alții s-au lăsat înșelați de aceste lucruri. În sensul că, vedeți dumneavoastră, și americanii erau de acord cu o intervenție sovietică în forță în România. Uitați-vă la discuțiile ambasadorului Matlock cu ministerul cu Șevardnadze. Sigur, da. Care sunt relatate. Da, nu numai atâta, dar șeful departamentului de stat, cine era, Baker, greșesc? Da. A solicitat intervenția rusească în România. Deci șeful departamentului, ministru de externe, adică al Statelor Unite ale Americii. Asta ca să vă dați seama cât i-a iurit la cap agentura care avea la cele două capete pe Militaru și pe Pacepa. Da. Și ca să închide acest subiect, deci pentru a tranșa definitiv care e capacitatea și voința de ripostă a securiștilor, ăsta, armata a făcut un test prin Stănculescu. Testul a fost la Sibiu, unde s-a dovedit faptul că securiștii pot fi împușcați ca iepurii, pot fi ținuți în piscină și nu ripostează, da. Nu se revoltă nimeni. Nu se trezesc cu mii de securiști sărind pe ei din spate. Ceea ce a demonstrat americanilor în primul rând, iar după aceea rușii s-au codit să întindă prea tare coarda spre un război civil. Mai ales când a apărut Iliescu. Nu mai avea rost. Nu mai avea rost. Scenariul prevedea 60.000 de morți? Scenariul prevedea 60.000 de morți, fiindcă se sconta pe o reacție dură a securității și cei doi trădători le împuiaseră capul și la Washington și la Moscova că trebuie executați toți securiștii pe stadionul Ghencea la defilare ca să fie democrație în România. Ceea ce nu era deloc adevărat.
Cât de important a fost componenta asta a dezinformării, a dezinformării făcute de securitate? Că zvonul, vorbele erau că, într-adevăr, vorbesc de anii 80, anii 70, că securitatea este o armată de supra-oameni, super inteligenți, super luptători, trag, vorba lui Iliescu, trag din toate pozițiile. Nu? Așa vorbeam. Bă, frate, Ceaușescu ăsta este etern, că așa vorbeam și noi, nu auzindu-l pe Pacepa, așa vorbeam și noi între noi, românii ăia, în fric și fără gaze. Bă, frate, pe ăsta îl va ține securitatea cât va trăi și vor avea și grijă ca după el să vină unul după chipul și asemănarea lui. Cât a fost rolul temperamentului nostru ăsta, latin, să-i zic așa, cât a fost rolul... Cine era șeful serviciului? Nicol Cioi? Nu mai știu. Cine era șeful? A fost și William Vlad, cel care a dirijat toate astea. Da. Dar cred că a fost, cum să spun eu, o transformare naturală a aparatului de securitate. În anii 60, aparatul de securitate a fost trecut din ordin politic la alte procedee decât cele moștenite de NKVD, KGB. Adică, fără deportări, fără violență, cușcat fără în ceafă, asasinate, au lăsat-o mai moale și în acei ani au putut stăpâni situația operativă cu aceste metode mai moderne și mai soft, datorită faptului că oamenii nu erau nemulțumiți. Între 65 și 75, în România chiar s-a trăit bine. Foarte bine s-a trăit. Că nu existau perspective mari pentru asta, fiindcă economia socialistă e marxistă, adică mai devreme sau mai târziu ajungea la pepeni și a ajuns. Și a ajuns. Da. Asta era limpede. Problemele au început să apară după 1978-79 și în contextul plății anticipate a datoriei externe și alte nebunii de-astea. Și în acel moment securitatea n-a putut să se întoarcă la maniera represivă din anii 50. Nici nu prea mai avea cu cine. Nici nu i s-a permis, nici nu mai avea genul de brute cu care să facă astea. Indivizi ca Doicaru erau ultra rare în aparat în acel moment. Și atunci ei s-au gândit ce facem. Păi uite, ne confecționăm o aură de zmei, ca în filme cu James Bond, le știm pe toate, era replica clasică. Cum te săltau, noi știm, noi știm tot. Da. Și da. Românii care erau într-o situație de interdicție informațională totală, deci practic în România, pătrundea numai ce avea voie să pătrundă. Au crezut chestia asta. Da. Și așa s-a ajuns. Le-a venit peste degete în 89, da, când toată lumea îi considera supra-oameni și, de fapt, hai să fim serioși. Decembrie 89 a fost accidentul maxim de sistem pentru securitate. Când vine Pavel Coroș și îmi povestește după asta că ce baroseane au fost ei, ei aveau o misiune. Misiunea lor era să apere rânduirea socialistă. Și au dat-o în bar, har Domnului, că ce se întâmpla. Dar nici măcar aveam să aflu, stând de vorbă cu bătrânii din securitate, nici măcar nu au fost luați prin surprindere. Au fost prelucrați. Generalul Vlad Iulian i-a adunat pe șefii de șefii din teritoriu și le-a spus că urmează niște evenimente majore, să-și țină cumpătul, să nu facă uz de armă, ba chiar cu câteva zile înainte a dat ordin să se depună armamentul. Dar emisiunea noastră totuși nu este despre revoluție. Am ajuns la subiectul ăsta vorbind despre Gorbaciov, să dea el socoteală unde are de dat socoteală acum. Da, păcat. În tot estul Europei, toate țările astea ale din estul Europei, din pactul de la Varșovia, domnule, despărțirea de comunism s-a făcut elegant, pe alocuri romantic. Vă aduceți foarte bine aminte, probabil că știți și mai multe detalii decât știu eu. La Praga s-a făcut un locotenent de securitate că a murit.
L-au luat cu targa și trei străzi mai încolo omul a coborât de pe targă și s-a dus în ale lui. Deși acolo a fost o mână grea a serviciilor sovietice, numai că această mână nu a fost ucigașă. Da, da. Dacă la noi mâna a fost ucigașă, nu se datorează în principal Moscovei, ei reacționează la ce li se servește, către agenții de încredere. Da, da. Se datorează la doi trădători. Doi, da, da, da. Care trebuie ținuți minte ca atare. Da. Până acum n-am văzut o explicație clară a modului în care Pacepa i-a păcălit pe americani. Că se curiște domn cu icoana lui Neanicu și Tantileanța sub plapumă și dacă îi cheamă, își pun tricoul ăla cu mor pentru Ceaușescu și ies în stradă. Hai să fim serioși. Aveau ei alte business-uri. Da. Și dacă am fi fost ceva mai atenți, nu vorba aia că noi nu prea suntem atenți în momentele istorice importante, noi românii, ne-am fi dat seama că toți, nu toți, pe la locul de muncă, pe unde eram, nu știu ce, toți îi cunoșteam pe securiștie, aveam la Institutul de Proiectări unde lucram, era un ofițer de obiectiv acolo, sărac, unul slăbănog, adus de spate, care își cumpăra chiftele cu noi de la bufet. Adică, din semne, dintre astea mici, ar fi trebuit să ne dăm seama că sunt la fel de pârliți ca și noi, mai aveam niște securiști și pe la mine pe bloc, niște oameni care chiar își vedeau de treabă, niște oameni cu care, cu nevestele lor, mă întâlneam la înviere, la biserica Cuibu cu Barză, dar, în fine, eu credeam că sunt niște excepții. Uite, bă, mai au și băieți cum se cade. Vă mărturisesc, sincer, eu am fost anchetat de niște securiști în 99 și am fost anchetat urât. Foarte, foarte urât. Adică mai erau încă și nenorociți printre ei, dar nu despre asta este vorba. Să revenim la zi. Domnule colonel, și de o parte și de alta, mă refer acum la Rusia-Ucraina, domnule, moare multă lume. Dacă pe colaboraționiștii ucraineni pot înțelege ce se întâmplă cu ei, îl elimină comandouri ucrainene, dumneavoastră ați explicat foarte clar și care e cadrul legal în care se acționează, impecabilă analiza aia, habar n-aveam. Dom'le, ce se întâmplă cu ăștia, cu semi-oligarhii ăștia care mor ca găinile în timpul gripei aviare? Și cum să spun eu? Mor pe față, adică... Da, știți dumneavoastră, când stai în Rusia cu geamul deschis, curentul nu te trage, te împinge. Te îmbrâncește, da. De fapt, se dau exemple. Aia, ce se întâmplă acolo? Să-i sperie pe cei care mișcă în front. Ce înseamnă mișcă în front? Ăsta, Putin știe precis că se complotează împotriva lui. Știe precis că există comploturi în armată, în serviciile militare de informații și în rândul oligarhilor. Iar atunci, ca să împiedice coalizarea celor două grupări, din când în când dă exemple. Pe militar nu poate să-i ucide. Dar pe oligarh, din când în când, se spânzură cu familia, sar pe geam și așa mai departe. Cusut cu ața albă. Toată lumea știe că au fost sinuciși. Da, da, într-adevăr, adică nu e atât de, cum să spun, nu e atât de bine de, camuflată eliminarea, încât suspiciunea unei morți naturale, să-i zic așa, să fie mai puternică decât suspiciunea morții suspecte. Păi, uite, ce a pățit Daria Dugina. Da. Unde? Taică său este un personaj cu o anumită suprafață publică. Deci dacă ăsta iese în față, devine un fel de Corneliu Vadim Tudor al Rusiei. Are și mintea să o facă, are și cultura, are și harisma să o facă. În momentul în care ăsta s-a apropiat de una sau alta dintre facțiunii anti-Putin, în acel moment i s-a arătat pisica, că i-a omorât-o pe Fisa. De ce nu l-a omorât pe el? Ca să nu-l facă martir. Iar mesajul celor care fac pasul de lângă Putin este, bă, vă luăm copiii? Exact. Ăsta e mesajul. Și de atunci ați văzut că nu a mai apărut Dugin cu nicio chestie. Fiindcă teoriile lui imperialiste practic jenau China. O relația cu China este și așa suficient de fragilă. Da, foarte interesant. Și este genul de mesaj pe care... pe care îl înțeleg și iau în serios inclusiv durii din Ghereu, că poți fi dur până vine vorba de copilul tău. Nu ne atingem de voi, că nu putem, că sunteți în uniformă, dar copiii voștri o pățesc. Da. Plus că, iată, s-a șternut tăcerea asupra asasinatului ăsta.
sesizați de reacțiile publicului, nu neapărat de la ei, de prin toată lumea, au ieșit și au zis, nu domne, n-a fost numai ucrainean ca aia, a mai fost încă unul, dar și ăla a fugit, ăla care i-a dat două numere, deci până la două, i-a schimbat numerele de la mașină. Deci până la urmă atentatul n-a fost comis de o doamnă împreună cu fetița ei de 11 ani, ci a mai fost și un flăcău care i-a schimbat numerele la mașină. Și aici ați scris și ați descris extraordinar chestia cu buchetul de flori, nu? Adică cu bomba care se plasează, și ați dat detalii de operațiune și de câți oameni este nevoie și cam care trebuie să fie pregătirea și rolul oamenilor într-un asemenea atentat. Deși cei care au făcut atentatul se adresau unor profesioniști, se adresau unor militari. Din această cauză, ca mesajul să fie semnat, ei au făcut-o, au organizat acest atentat la modul cel mai complicat și profesionist posibil. Că se putea face mult mai simplu. Nu. Au făcut-o cu telecomandă de la distanță, au făcut-o cu încadrare informativă și cu filaj, ca să se vadă, deci ca profesioniștii să vadă. Cu extragerea. Fiți atenți, că asta Dugin. Nu e mâna ucrainence. Asta e făcut profesionist de cine trebuie. Da, e semnătură. Da. Au primit ordin, să. Așa se, cred că așa se explică și faptul că, mă rog, în afara omagiilor aduse de Putin victimei, el n-a mai ieșit cu nicio declarație pe tema asta. L-au pus Batista pe țambal în momentul în care analizele serioase, inclusiv de la noi din evenimentul zilei, au început să pună în evidență că versiunea lor cu ucraineancă super spioncă e cu sută coața albă. Cât de reală, din informații noastre, cât de reală este informația că presupusa atentatoare ucraineancă este soția unui colaboraționist, unui ucrainean prorus, chiar în conducerea colaboraționistă din Donbas. E reală informația asta? Păi, uitați-vă, doamna asta a trebuit să joace un rol, nu? I s-a spus, vino aici, în Rusia, schimbă-ți pașapoarte, schimbă-ți numerele de la mașină, cazează-te acolo, închiriază vis-a-vis de așa, să fii văzută, să apare așa, adică a fost... Trebuie să fie umbra care traversează și la scena. Și la un moment dat i s-a spus, iar acum dispari, dar repede dispari. Ok. I-a ascultat permanent. Deci, practic, lucrurile astea au fost realizate pas cu pas. Nu se știe de cine. Se presupune, se fac tot felul de presupunere aiurea. Că i-a schimbat singură plecuțe a mașină, că a aflat singură unde stă Dugin, că a venit cu bomba în buzunar de acasă. Nu! Ea a fost dirijată ca să constituie o pistă falsă. Sigur că de la început până la sfârșit. Prin ce a fost dirijată? Prin bărbașul care a spus, băi, a spus de băieții ăștia de la FSB că te învață de bine. Și e bine pentru noi și pentru familia noastră. Asta a fost legătura. Da, vă dați seama, a fost și de, a fost și de râs că ea reușea să facă toate chestiile astea având grijă de un copil de 11 ani care vrea pipi, vrea caca, e foame, e somn, e și între pauzele alea, cât dormea copilul o oră, două, ea mai schimba o plăcuță și mai făcea un filaj. Asta în condițiile în care soțul ei este pe lista pacificatorului. Deci el se poate consulta pe internet. Da, da. Deci el e practic condamnat de către instanțele secrete ucrainene și dacă e prins, o încurcă rău. Da. Este unul din, da, e pe lista scurtă a colaboraționiștilor. Deci e reală. Informația asta este reală. E pe lista de luni de zile. Vorbeam înainte de emisiune, domnule Conal, de faptul că eu m-am ferit de când a început istoria asta, eu m-am ferit să-i subevaluez, să-i subestimez pe ruși. Ba chiar în prima lună mă așteptam, bă, acum cred că în câteva zile trimit trupele adevărate. Trimit tehnica adevărată. Trimit luptătorii adevărați. Dar după aia zic, bă, dar nu cumva ăștia sunt rușii? Că ia uite și în Afganistan ce au pățit. Mă rog, în Afganistan au pățit-o mai mulți. Vedeți dumneavoastră... E un teatru, mimează slăbiciunea sau ăștia sunt, domnule Colonel?
Vezi dumneavoastră, acest conflict pe care îl vedem noi acum în Ucraina, este primul conflict important care are loc în Europa după al doilea război mondial. Este un conflict între forțe aproximativ egale, sau cel puțin comparabile. Nu e un război de gherilă ca în Afganistan sau în Irak. Nu. E război între două armate relativ moderne. Aceste armate poartă două moșteniri foarte diferite. Și amândouă sunt vechi de multe decenii. Armata rusă este moștenirea teoriilor sovietice, este moștenitoarea strategiei lui Vladimir Triandafilov, a operațiunii în adâncime, corectată în anii 80, folosind forțe de aerodesant. Adică, pentru perioada în care a fost scrisă și pusă pe hârtie de Triandafilov această strategie, în lucrarea sa în 1931, caracterul conflictelor moderne, important era să pui în fața lui Stalin harta și să hașurezi teritoriul pe care l-ai cucerit în ultima săptămână. Pentru a realiza asta, aducea în secret trupe și la ora H, ca în Sergiu Nicolaescu. Începeai cu bombardament de tunuri, după care se trecea la baionetă cu sprijin de tancuri și dăi și luptă. Americanii știau de chestia asta. Ei știau de faptul că în anii 70-80 tehnica a fost perfecționată în urma experienței din Afganistan, în sensul că mai întâi niște trupe speciale deghizate în civil dau lovitura și decapitează conducerea adversă. La Kabul au luat cu asalt Palatul Prezidențial și era o echipă mixtă de AGRU și KGB. Așa s-a încercat și la Kiev, numai că n-a ținut. I-au așteptat. După ce se întâmplă chestia asta și conducerea e decapitată, apar avioane de transport și de trupe de aerodesant pe principale aeroporturi și în același timp intră tancurile ca să-i sprijine pe desantiști, la care americanii, NATO, de fapt, deși în spate e în principal The Rand Corporation, au pus la punct o contrastrategie. Această contrastrategie se cheamă Airland Battle 2000, bătălia aeroterestră 2000, în diverse lei ipostaze. Prima dată a fost încercată contra lui Saddam Hussein în 1991 în Kuwait. În Kuwait, Saddam acționa după manualele lui Triandafilov, după operațiunea în adâncime stil Sergiu Nicolaescu. Și pe ăsta l-au blocat, i-au blocat trupele în Kuwait, după care nu se știe ce s-a întâmplat. Brusc pe ea din Kuwait i-a apucat panica, au început să fugă spre Irak, la care au fost surprinși de aviație și mai țineți minte autostrada aia plină de tehnică calcinată, câte zeci de mii de irachieni au murit acolo. Dar ce i-a apucat? Nu era frumos în Kuwait? De ce n-a fost nevoie ca să fie atacați în stilul Sergiu Nicolaescu? Artilerie, baionetă, lăptă, stradă ca acum în Donetsk și Donbass. N-a fost nevoie, fiindcă acolo a fost prima aplicare a lui Airland Battle 2000. Și trebuie să înțelegem că ceea ce vedem acum în Ucraina... Stați un pic. Stați numai puțin. Eu am crezut la vremea respectivă că niște generali irachieni au trădat și au dat ordinul să se concentreze pe autostrada aia, trupe, tocmai ca să fie eliminate. Ce s-a întâmplat acolo? Acolo a fost aplicată o strategie care nu mai urmărește hașurarea de hărți, ci care atacă, de fapt, latitudinea de inițiativă. Am înțeles. Deci e o chestiune mai complicată, la punct în anii 70-80 de Rand Corporation. Îi iei în drum, adică. Nu, despre ce e vorba. În primul rând, îi blochezi. Deci, unde au ajuns trupe de aerodesant sau coloane de tancuri, le blochezi. Blocarea se face cu trupe speciale, din cauza aceasta NATO sunt multe trupe speciale, care acționeze ca ucrainienii. Sotni de 20-30 de oameni care atacă punctele de trecere obligată și opresc toată coloana. După ce ai oprit coloana, le tai logistica, ai grijă ca să nu mai vină benzină, să nu se mai poată mișca de acolo. Și după aceea aștepți.
Acum suntem în sudul Ucrainei la postura de așteptare. Adică, cum încearcă să miște o cisternă de combustibil, cum vine un HIMARS peste ei, cum încearcă să atace, să mai câștige, hașureze acolo 20 de kilometri, da. Cum vin HIMARS și contraatacă ucrainenii? Îi lasă să marineze în suc propriu, fără logistică. Păi, în aceste 5-6 zile de conflict în sudul Ucrainei, ce 25 de batalioane, grupări tactice, batalion, care sunt între 15.000 și 20.000 de oameni, au consumat 2.000 de tone de muniție și 1.800 de tone, deci 2.000 de metri cubi, de combustibil. Și nu mai au. Iar atunci, soldatul, care e baza întregului proces, este pus în următoarea situație. El trebuie să țină poziția, dar nu mai are muniție și știe că în spate drumul se închide încet. Atunci, latitudinea de acțiune a soldatului, încet, încet, se reduce la o singură opțiune. Iar opțiunea este să fugă. Să scape, da. Să fugă exact cum au fugit irachienii în Kuwait, e, când da. Au fost supuși exact la aceeași presiune. Și, da, da. Iar asta, deci, nu urmărește să hașureze în fiecare zi ce teren ai câștigat, ci urmărește să aducă adversarul, trupele adversarului în punctul în care se prăbușesc în interior, implozie. Moment în care ei o vor lua înspre Crimea, pe ce vor putea, cu bicicleta, fugind pe jos, mergând încet pe podurile semi-bombardate, deci nu le-au dat jos cu totul. Ca să le lase cale de... Că ei trebuie să ajungă pe malul ăla, stânga al Dniprului, în stare de panică, ca să le inducă panică și la ea că ei sunt acolo. Liniștiți, da. Fiindcă, de fapt, acum se urmărește cucerirea Crimeei. Asta se urmărește. Nu sudul Ucrainei. Dacă mișcarea reușește și la cum merg lucrurile, eu o văd reușind, la un moment dat vom asista la o ruptură brutală a dispozitivului militar rus din sudul Ucrainei, la începutul unei fugi în masă peste podurile rămase, moment în care ucrainenii vor pune mâna pe suficient teritoriu ca să blocheze canalul de apă potabilă Nord-Crimea. Asta e miza. Asta e miza strategică. Da, alimentarea cu apă. Da. Alimentarea cu apă a Crimeei se face printr-un canal lung de peste 100 de kilometri care pleacă vis-a-vis de Nova Harkova. Pe malul drept e Nova Harkova, pe malul stâng al Niprului este priza de apă. Primul lucru, când le-a fost confiscat Crimeea în 2014, ucrainenii au blocat acea priză de apă, la care din 130.000 de hectare de culturi în Crimeea s-a ajuns de la un an la altul la 14.000 de hectare. Da, 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 adică a scăzut cu 90%. Da, da, da. În Crimeea, până recent, până în februarie, programul de apă potabilă la robinet era între 3 și 5 ore. Atât. Deci ei nu puteau, practic, rușii să mențină Crimeea în condiții în care n-aveau sursă de apă. Acum o vor pierde din nou. Extraordinar de interesant. Înțeleg și eu, în sfârșit, ce este cu... Eu aș fi fost tentat să-l numesc tot în baza clișeelor clasice. Dom'le, ce e asta? S-a ajuns la un drolgher, la un război pozițional? Deja se pregătesc din septembrie pentru iarnă? Că așa părea. Pentru un nepriceput ca mine în probleme de genul ăsta. Adică părea că rușii mențin ceea ce au câștigat, dar acum înțeleg că de fapt sunt într-un soi de pungă, ca să folosim tot clișeele clasice. Să-și mențină inițiativa, fiindcă aici această strategie americană, NATO, vizează tocmai inițiativa, preluarea inițiativei, să-i lași inamicului o singură posibilitate. O singură, da, variantă, da. Să o întindă. Ca să-și mențină inițiativa rușii, deci latitudinea de inițiativă, rușii ar avea nevoie fie de manevră de forțe, fie de manevră de foc, care sunt cele două unelte tradiționale, e strategie secolului 20. În materie de manevră de foc, nu prea au cu ce să o facă, fiindcă vedeți, depozitele lor de obuze explodează sistematic. Zilnic. Iar posibilitatea să mai aducă altceva nu au, fiindcă podurile sunt distruse sistematic.
Ori erau nevoie de 2000 de tone de obuze pe săptămână ca să-și mențină cât de cât poziția actuală. Da. Din punctul de vedere al manevrei de forțe, ei în momentul de față au 15-20 de mii de oameni care sunt în principal recruți din cele două regiuni autonomiste, Luhansk și Donetsk. Păi sunt recruți. Adică, vai de mama lor, i-a luat cu arcanul și i-a trimis pe front ca să lupte împotriva profesioniștilor foarte motivați ai ucrainenilor. Sunt neinstruiți sau pustagii de instrucție insuficiente? Dacă vă uitați peste ce spun ucrainenii, ei spun că au mobilizat oamenii lor, i-au selectat și după aceea i-au instruit. Studii psihologice serioase indică că din 10 oameni, 9, de fapt, nu sunt capabili să omoare. Din această cauză, toate armatele serioase au trecut la profesionism. Ăștia sunt oameni studiați psihologic, trecuți prin psihoteste complicate, care se fac din 4 în 4 ani și care arată dacă poți îndeplini fișa postului. Și fișa postului începe cu apeși pe trăgași. Cu apeși pe, da. Deci, din cei 15-20 de mii de pifam pe care i-au rușii pe poziție în momentul de față, 1500 sunt potențial eficienți. Da, da, da. Și ca să țină pe ăștia pe poziții, au băgat rușii în terier constând din trupe de aerodesant. Sincer, trupele de aerodesant sunt făcute să acționeze cu armament ușor timp de 3 zile, 5 zile, o săptămână până vin tancurile în spate. Ei nu au dotarea necesară pentru un conflict de durată și pentru un conflict de arme întrunite, cum este acum în sudul Ucrainei. Altfel spus, dispozitivul este slab și chestia asta am scris-o de acum 2 luni. Inclusiv cu numărul de grupe de luptă și cu efectivele și cu de unde vin ele și... O să vedeți ce iese când pe ăștia intră panica în ei, apucă boala lui Calache și fug toți spre poduri. O să vedeți ce va ieși atunci. Da. Va da. Ieși un spectacol da. Care nu va putea fi ascuns rușilor. Da. Iar atunci va veni momentul răfuielii politice interne. Bun. Acum înțelegeți de ce da. Avea grimasa aceea, Toieșul Putin, când îi raporta Rosgvardia ce bine e pe acolo? Acum înțelegeți grimasa lui de acum 2 zile. Da. Bun. Da, da. Și atunci, acum înțelegeți că atunci va fi turnanta periculoasă. Momentul în care Kremlinul va încasa reculul acestui eșec care va avea dimensiunea fugii din Kuwait. Și înțelegeți din ce cauză aviația britanică a început să se relocheze pe baze secundare. Că nu se știe ce idei le vin la demenție. În momentul ăla, da. În momentul în care se prăbușește totul la Kremlin. Fiindcă acolo se va concentra tot eșecul. Foarte bine. Să mergem la Kremlin. Avem deja două elemente. Unu, sinuciderile astea în lanț, ale semi-oligarhilor ăstora ai lui Putin. Clar, avertizmente pentru conspiratori și iată avem și temerea britanicilor și nu numai a lor cu privire la momentul în care disperarea se va întinde de la trupele care sunt în sudul Ucrainei, va ajunge până la Kremlin. Este de luat în calcul o înlăturare a lui Vladimir Putin prin forță de la putere? Și dacă da, e o veste bună? Este luat în calcul o pensionare a lui Putin pe motiv de boală, chestie care a fost deja evocat de Medvedev. Este de luat în calcul și faptul că Putin nu a dat voie ca Gorbaciov să fie înmormântat cu funeralii de stat, ca să nu dea apă la moară comuniștilor celor care regretă Uniunea Sovietică și totuși a marcat momentul la minimum și prin surprindere cu un buchet de flori. Ducându-se, da, da. Dar nu va da voie la o manifestare de tip comunist, fiindcă atunci s-ar putea întoarce împotriva lui.
Da, și ceva onoruri i-a acordat, este... Dar repede, numai două ore. Scurt de tot și tot la Casa Sindicatelor, unde a fost și Stalin depus. Noi nu avem posibilitatea, nu avem acces informativ ca să vedem mișcările din spate. Noi vedem numai unduirile apei de deasupra, da, dar trebuie da. Să fim foarte atenți la ele. Vedem cum aviația britanică se relochează, vedem cum funeraliile de stat sunt anulate și chiar funeraliile sunt grăbite. Locul lui Gorbaciov, în mod normal, ar fi fost în zidul Kremlinului, nici vorbă. Cum e că demonstrație în Piața Roșie, comuniștii acolo? Deci există o temere. A doua chestiune. Urmașul lui Putin va veni pe fondul unei înfrângeri rușinoase în Ucraina. Deja e rușinos ce se întâmplă acolo. Deja e discutabil. Foarte discutabil. Fiindcă în fond ucrainenii și rușii sunt frați. El, urmașul, va trebui să mențină în obediență armata și serviciile. În sensul că... Adică sub control. Dacă cedezi prea mult poporului, ajungi să-i învinovățești pe militari. Uh-huh. Și atunci te trezești cu lovitură militară, exact ca în 91. Uh-huh. Deci el va trebui să mențină cursul, să nu zdruncine prea tare acest tren al statului rus, care se întinde pe 11 fuse orare. Dacă e să o cotească, o va coti încet. Deci primele momente, care pot dura luni și chiar ani, vor fi momente de continuare a stilului Putin. Vor înceta prin forța lucrurilor ostilității în Ucraina, dar linia politică și lătrăturile la televiziune vor rămâne aceleași. Și sancțiunile vor rămâne la fel. Asta mi-aduce aminte de ceea ce a făcut mareșalul Antonescu după ce a reprimat rebeliunea legionară, dar a păstrat spiritul legionar. Limbajul legionaroid, da. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la moartea lui Stalin. Când Stalin a băut sticla de apă de Borjovi și așa i-a apărut spumă sângerie la gură și a urmat vreo 2 ani de bătălie politică până când Hrușov a pus mâna pe manșa. De-abia în 56, la 3 ani și mai bine de a moartea lui Stalin, Hrușov s-a simțit suficient de bine întemeiat ca să schimbe macazul. Să schimbe macazul și să aibă celebrul discurs, raportul Hrușov. Fiindcă între timp militarii au înțeles că nu vor fi maziliți. Da, s-au liniștit. KGB-știi au înțeles că după epurarea lui Beria nu mai urmează alte chestii. Nomenclaturiștii care țineau locul actualelor oligarhi au înțeles că nu îi va rări, și cel mult îi va pensiona, deci nu urmează o represiune stil procese staliniste. S-au dat o serie de semnale schimbare și stabilitate. Schimbare și stabilitate și practic nu a fost eliminat decât Beria. Atât. Da. Atât Beria și câțiva din anturajul lui imediat. Dar restul... Păi Molotov... Că se trezea cu Da. Molotov, Malenkov, nu au avut niciun... Deci vine o perioadă foarte subțire de tulburări în istoria Rusiei. Eu am avut așa ceva. Este intrinsecă modului lor de guvernare, vojd, deci prin dictatura unui om sau unui grup restrâns. Acest risc este intrinsec de instabilitate. Așa cum crizele economice periodice sunt intrinseci modului de existență capitalist. N-ai ce-i faci. N-ai ce-i faci, da. Sunt necesitate obiectivă istoric determinată, ca să vorbesc ca Marx. Această instabilitate în Rusia trebuie privită exact ca și crizele economice din capitalism. Deci este o distrugere creatoare. Există vreun pericol ca gașca, să-i spun, alcătuită din GRU și capii bisericii ruse să pună mâna pe putere la Kremlin? Capii bisericii ruse nu mișcă în front din cauza faptului că ăștia iau la mână cu de toate. Dacă credeți că obediența lor se bazează pe credința în Putin, nu e așa. Se bazează pe compromat.
au ăștia poze în toate pozițiile, cu tot felul de bărbați, de copii, de așa și părinte. Uh-huh. În această cauză se execută tot ce li se ordonă, inclusiv inițiativa. A, deci nu, e, nu vorbim de un fanatism, un extremist dintre ăsta... Inclusiv inițiativa de sfințire, de ridicare la rangul de sfânt al lui Daria Dughina, care a fost agitată vreo 2-3 zile, după care mi s-a arătat cartonașul roșu și brusc au amuțit toți și... la unison, n-a mai măcălit. Le-a trecut imediat. Ghereu. Ghereu este într-o postură de mare slăbiciune. I s-a pus în spinare toate eșecurile din Ucraina. Iar ei au replicat spunând, ni s-au luat mare măsură în atribuțiuni. În momentul în care fostul Ghereu din anii 90 a fost transformat în R.U., Razvectra Upravlenie, a încetat să fie Glavnaia, deci prima direcție generală. Glavnaia Razvectra Upravlenie. A ajuns numai Razvectra Upravlenie, adică direcția de cercetare. I s-au luat din atribuțiuni fiindcă Putin este înconjurat de KGB-iști care sunt într-o competiție istorică și bine regizată cu Ghereu. Conducătorii sovietici, ca să doarmă liniștiți, au avut grijă ca serviciile militare să certe cu KGB-ul. Și le-au fost retrase din instrumentele operative? Au rămas mai mult pe informativ? Mare greșeală a făcut Putin, crezând că poate conta pe solidaritatea KGB-iștilor, că nu a menținut acest sistem dual. Uh-huh. Fiindcă ar fi fost informat de către GRU asupra unor evenimente interne create KGB și viceversa. E posibil ca de aici se deșire sistemul, fiindcă este foarte dezechilibrat în favoarea FSB-KGB, fiindcă de acolo vine Putin. Da, și a fost subiectiv. Sigur că da, în apreciere. Sigur că da, e o tehnică să-i ții pe ăștia serviciile civile, să le spun, și serviciile militare, serviciile de forțe militare, să le ții într-un antagonism. Că se și supraveghează unii pe alții, se și toarnă unii pe alții, da. Tehnică care a fost moștenită la noi până în 96, când 21 sfert și serii erau la... cap în cap. Continuă și da. Terasa Anda și alte incidente. Da. Deci nu vedeți un pericol din punctul ăsta de vedere, nu? Eu mă gândesc, domne, sigur, gândesc clișeist, văd așa niște general de la GRU foarte necăjiți că nu se apasă odată pe butonul ăla nuclear. Nu. Aici lucrurile se vor petrece după cortină. Și rușii vor afla din ziare, ca și noi, că pe fondul unor mari suferințe, totuși Putin a fost nevoit să se retragă, fiindcă are probleme de sănătate, el a acționat eroic până acum și a îndeplinit atribuțiunile călcându-și pe inimă și sacrificându-și sănătatea, dar nu mai poate duce și se constituie un grup de trei, o troică, care să preia lucrurile mai departe și atunci începe o perioadă de instabilitate și de luptă pentru putere, unde multe devin posibile. Nu toate, multe. Ideea dezangajării din Ucraina va rămâne clară. Ideea de a nu se angrena într-un conflict fățiș cu NATO va rămâne altă direcție clară. Cum vor reuși ei să stăpânească situația socială și economică din Rusia? Nu văd cum, sincer, și n-aș vrea să fiu în pielea lor. Credeți că se vor lovi de nemulțumiri sociale? De ce întreb asta? Rușii se mulțumesc cu puțin, sunt învățați cu greu. Nu mă refer acum la populațiile marilor orașe nărăvite la capitalism și la consumerismul de tip capitalist. Dar grosul populației Rusiei, un opaiț, o găină în curte și o vadră de alcool obținut din distilarea cartofilor. Trebuie să fim atenți cu aceste imagini, că sunt exact în bună măsură. Pot fi înșelătoare. Da, da, da. Gândiți-vă însă să ne repliem înspre istorie, care arată mecanismul intern al acestei societăți.
Gândiți-vă că fiecare înfrângere catastrofică pe câmpul de luptă, și au fost destule, a fost urmată de o schimbare politică. Sigur, mă gândesc numai la primul război mondial. Înfrângerea din războiul Crimeei și pierderea hegemoniei asupra principatelor române și a altor teritorii a fost urmată de o zdruncinătură politică și de apariția contestării de stânga și de extremă stânga, care până la urmă a pus capăt țarismului. Războiul din 1905 cu Japonia pierdut, la fel, a dus la o reacție și mai mare. Sigur că da. Urmat la, de 3 ani de represiune. La o pre-revoluție. Când ei spun că în 1905 a fost revoluția în toată regula. Chiar, da, a fost nevoie de vreo 15.000 de execuții ca să-i pună capăt. După aceea, înfrângerea din 1917 pe fronturile primului război mondial a arătat fragilitatea acestui sistem, spre deosebire de celelalte state care beligerante, că și ele trecuseră prin mari sacrificii. În Rusia sistemul s-a prăbușit într-un război civil, precum se știe, a durat 4 ani. Aceste războaie, aceste interregnuri, sunt acea perioadă de instabilitate, vremurile negre, vremurile nesigure, care deci durează în cazul unei înfrângeri militare, sunt de neocolit, apar, și care durează până se stabilizează societatea rusă, durează câțiva ani. Și pot atinge intensitatea unui război civil, Doamne ferește, sper să nu fie cazul. Din ca să nu atingă această intensitate, noul dictator care va veni, va trebui să fie de mână foarte, să aplice exact ceea ce a făcut țarii după înfrângerea din Crimeea, exact ceea ce au făcut țarii după înfrângerea din 1905. Că dacă nu, se alege cu războiul civil leninist. Puteți face o predicție? Mie nu-mi plac predicțiile, că nu suntem un conclav de Babe Vanga. Dar puteți face totuși o predicție din ce zonă ar putea să vină succesorul ăsta al lui Putin? Dintr-o zonă mixtă. El trebuie să fie un om cu care să fie de acord și armata, și oligarhii, și structurile de politice cât de cât înseilate ale partidului ăstuia putinist. Deci va trebui să fie un om care să-i convină la toți trei. În niciun caz nu va mai fi de la KGB. Nu va mai fi un rezervist KGB, fiindcă ăștia și-au arătat limitele. Au încercat-o, da. În niciun caz nu va fi un ofițer de armată, fiindcă armata a ieșit din toată aventura asta în Ucraina, acoperită de rușine. Va fi cineva care a trecut și pe acolo, se ocupă cu politica. Se încearcă propagandistic, încearcă rușii propagandistic să spună că totul merge conform planului, că ei nu au avut nicio clipă de gând să ocupe Kievul, deși este la mintea cocoșului, sau poate supraestimez eu mintea cocoșului, deși este la mintea cocoșului că dacă ei ar fi reușit ocuparea Kievului, ar fi pus mâna pe putere în Ucraina. Ar fi numit un guvern marionetă, nu? Ăia ai lui Zelenski ar fi fugit și ar fi fost ca un guvern în exil. Județele regiunilor, liderii regiunilor ar fi vorbit oportunismul din ei. În fine, nu, ei acum spun, nu au vrut nicio clipă să ocupe Kievul, au vrut doar să țină armata ucraineană ocupată, concentrată în zona aia, ca ei să poată ocupa estul Ucrainei. Este vreun adevăr, că trebuie să fiu onest, să întreb, e vreun adevăr strategic aici sau e doar propagandă? Au avut un eșec. Că fac legătura cu ce mi-a zis dumneavoastră acum, că aia m-a dumirit cu veitul. Că aceeași strategie li s-a aplicat în nordul Kievului. Uitați-vă dumneavoastră, trebuie să privim de fiecare dată în trecut ca să înțelegem viitorul. Corect. Noi avem marele avantaj că am trăit vremurile comuniste și știm cum arăta comunismul sovietic. Comunismul sovietic a fost o enormă minciună. Piramida lui Cheops este mititică pe lângă ce minciuni scoteau ăștia. Păi în momentul în care Stalin făcea bombe atomice și pregătea rachete nucleare și lucra la bomba nucleară, cum se intitula
revista pentru comuniștii în străinătate. Titlul era Mir, pentru nu? Pace trainică ce și prietenie da, între popoare. Da, 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 și între timp armata da. Trecea de 1.800.000. Da, bun. Da, da. La fel, tot timpul sloganul a fost îi vom ajunge în urmă pe capitaliști și vom depăși. În momentul în care deja economia plonja. Tot timpul au mințit. Vă așteptați ca astăzi să spună adevărul. Există o tradiție a minciunii la Kremlin care se bazează pe un adevăr simplu. Dacă o minciună este suficient de nerușinată și repetată e suficiente ori, unii fraieri chiar o cred. Unii chiar o cred și nu puțini. Sigur că da. Eu tot dau exemplul ăsta, mi se pare cel mai elocvent și minciuna cea mai sfruntată cu putință. Atunci când Roman Rudenko, procurorul Uniunii Sovietice în procesul de la Nuremberg, a solicitat procurorilor aliați ca nemții să fie judecați și pentru crimele de la Katyn. Exact. Adică asta mi se pare de neconceput. Culmea nerușinării în materie de minciună. Exact, sigur că da. Sigur că era mic copil. Sigur, eu nu mă aștept ca... Mă rog, acolo a fost un act politic. Eu nu mă aștept la morală. Și acum vă așteptați să ne spună... Nu, de... eu nu mă aștept nicio clipă ca atunci când rușii, și când spun rușii nu mă refer la Bulgakov, atunci când liderii rușilor aia care decid ceva în Rusia, că e Rusia țaristă, că e Rusia bolșevică, că e Rusia asta a lui Putin, atunci când deschid gura să le iasă pe gură vreun adevăr, n-am așteptarea asta. Sunt foarte surprins că... de la noi pretind adevăruri să le spunem exact în ce au constat cei 5 partide de armament pe care le-am trimis ucrainenii. Da. Ok, sunt de acord, da. Le spunem. În clipa în care ne dau înapoi tezaurul, le spunem în ce au credat lista completă. Da, da, pistoale da. Carpați, obuze vechi, dar le-am completă. Mă uitam și la strategia asta, la stratagema asta, care e, doamne, ia unui prost pentru proști. Medvedev, care a publicat pe Telegram o hartă a Ucrainei, uitați, bă, ce ar putea fi al vostru. Regiuni întregi trec la Polonia, România, Ungaria, sigur, jumate din Ucraina trece la ruși, bineînțeles. Păi același lucru l-a făcut Hitler în 1941, 40 sau 41. 40. Gândiți-vă, planul pedeapsa, când Putin, au ocupat, a atacat Putin Iugoslavia. Este astăzi în postura lui Hitler. Exact. Deci ucrainenii care sunt atacați au în spate întreaga lume, inclusiv Statele Unite. În timp ce cei care atacă, agresorii, se bizuie pe propriile lor puteri și atât. La fel, Hitler a atacat bizuindu-se pe propriile puteri. Uniunea Sovietică, că în spate avea toată puterea lumii tot și Statele Unite. Da, da, da. Datorită înțelepciunii profunde a KGB-istului acestuia, pur și simplu rolurile s-au inversat. Credeți că vreodată îi vor ierta asta elitele rusești? Nu, e o umilință fără domnule, seamă. Domnule, e oameni capabili și militari da, și da, civili. Da, da, da. Păi ei nu analizează situația că ăsta a pornit un conflict în momentul în care el alții aveau în spate... Deci, practic, au inversat situația Uniunii Sovietice în 40. Într-adevăr, nu îl pot ierta. Cei care au cunosc cât de cât societatea rusă au niște oameni de știință, au niște facultăți serioase, care scot niște meseriași. Îl evoc pe tatăl meu, care era inginer genist, așa cum v-am spus de mai multe ori, care a învățat limba rusă ca să poată citi cărțile de fizica exploziilor, cercetările în domeniul ăsta ale unor savanți militari ruși. Și tata, Dumnezeu să odinească, a făcut chestia asta trecând peste groaza împletită cu scârbă totală pe care o avea față de ce făcuseră ruși în anii 50, aici ceea ce făcuseră în multe ocazii. Da, exact cum spuneți. Copiază metodele, dar nu numai metodele, că nu au fost metode, au fost niște tâmpenii ale lui Hitler. Adică Hitler atunci când a atacat Belgradul, Iugoslavia, supărat fiind pe lovitura de stat de la
Belgrad, a invitat, spunea, ungurii o să vrea Banatul unguresc, bulgarii o să vrea Macedonia, să vedem ce o să vrea românii. Românii n-au vrut nimic. Da, exact același lucru face acum Medvedev, spune că e o hartă publicată de niște specialiști străini, adică nu e vreunul cu beat de pe la el, de pe acolo, de pe la Kremlin. Practic ce? Momește hoitarii la un vânat pe care ar vrea să-l răpună. Exact ce a făcut și Hitler. Ei s-au încurcat în propriile minciuni în așa hal încât pur și simplu refac greșelile lui Hitler fără să-și dea seama. Păi Hitler a început războiul în iunie 1941, convins fiind că în 3 luni de zile Moscova cade. Domnul Putin a început războiul cu Ucraina, că este totuși o țară mare, este cea mai mare țară europeană după Rusia, convins că în 3 zile Kievul cade. Convingerea aceasta s-a văzut câte parade face. Cine a băgat în cap chestia asta, domnule colonel? Nu neapărat ca nume. Nu se poate, totuși, domnule, omul ăsta a fost securist, domnule. S-a înconjurat de oameni lipsiți de cultură militară. Cultura asta militară e foarte veche. Domnule colonel, dar un sondaj de opinie, bine că am umflat, putea să facă, domnule, să vadă dacă o să fie primit cu flori sau nu? El l-a luat pe Șoigu, care e inginer. Inginer constructor, da. Care a fost pe post de Arafat. Deci cu situația de urgență. I-a plăcut că are niște grade de cârpă pe umeri și l-a făcut general pe bune. Și a dat armata pe mână. Și de o peretă ăla. Pe care a făcut o varză. Da. Credeți că armata îl iubește? De exclus. Credeți că armata e de partea lui Putin după ce a pățit cu planurile lui Șoigu? Și acum... Dându-l la o parte de la decizie pe... șeful statului major Gerasimov, care e un profesionist. E un profesionist, da, și autorul unei doctrine interesante, da. Și care Gerasimov s-a pregătit pentru conflictul cu Airland Battle 2000 timp de zeci de ani. Da. Și că i-ar fi spus, asta știe, da. Față planurile noastre, americanii au exact contra și bine pregătită contra asta. Nu ne băgăm așa ușor, cum nu ne-am băgat în anii 70-80 să cucerim Fulda în Republica Federală Germană. Fiindcă pentru asta era pregătit. Deci, practic, ce le aplică acum NATO este exact contraatacul pregătit pentru o invazie în RFG. Asta este, da. Fulda gap. Singura armă care pare redutabilă și letală, singura armă pe care o au la îndemână sunt aceste gaze. Gazele rusești. Va rezista Europa la lovitura cu această armă? Uitați-vă, primul lucru este că Europa nu s-a uitat la propria sa istorie. Dacă ne-ar fi luat pe noi românii în serios și ar fi dat seama câtă bază pot pune pe furniturile de gaze ale rușilor. Dar s-au lăsat vrăjiți de ciripeala frumoasă a Gazprom, s-au lăsat vrăjiți de agenții de influență cu care este împănată Europa Occidentală și au crezut că lor nu li se poate întâmpla ce a pățit România în anii 80. Asta o dată. A doua. Structura socială și economică a Europei Occidentale este de așa natură încât un asemenea eșec este exact un șut în fund, un pas înainte. Sigur că da. Vor găsi tehnologiile... Cu condiția să reziști la șut. Să nu ți se dezmembreze coloana vertebrală când îi șut un fund. Ce ne privește pe noi doi, avem experiență și rezistăm. Dar pe mine mă umflă și râsul pe mine. Dar ce faci cu ăștia tineri? Exact. Dar ce faci cu ăștia tineri? Păi eu ajunsesem la performanța să mă îmbăiesc din cap până în picioare cu o oală de 4 litri. Știți foarte bine, ați văzut filmul ăsta. Nu am nicio problemă, nu... Uitați-vă, Putin crede că se va prăbuși establishmentul actual din Europa Occidentală, establishmentul politic. Iar forțe marginale, radicale sau extremiste, în care el a investit mult prin agenți de influență, vor veni și vor ocupa scena politică și vor aplauda Rusia. Asta nu se va întâmpla. De ce? Din cauza faptului că aceste forțe marginale și
unor extremiste, nu au, cum să spun, răspunsuri reale a situației. Nu iese unul în față și spune, ați văzut, vreunul ieșim. Cu soluția. Se spune, da, domnule, da, uite, da, facem aia, facem aia, întărim cu Algeria, băgăm conductă pe sub... Nu, numai hau-hau, numai lozinci, prostii, clișee. Atât ai duce capul, da, că nu s-ar fi lăsat prostiți de agenții de influență ruși dacă i-ar fi dus capul mai mult. Asta înseamnă că establishmentul politic occidental în momentul de față și la noi la fel, aceea situație, e cam senilizat. Ei au adormit pe ei în 3 decenii de pace, da, liniște, prosperitate, da. Și fac niște planuri din ce în ce mai îndepărtate de agenda reală a cetățenilor europeni. Au nevoie de această zdruncinătură. Această zdruncinătură va fi creatoare. Da. În loc vor veni oameni cu soluții. Da. Nu neapărat alte forțe politice. Domnule, sunt partide puternice. Da. Uitați-vă la socialdemocrații germani. Nu toți sunt agenți ruși. Nu, unii sunt chiar socialdemocrați. Da, nu numai soluții. Atât. Dar știm bine că noi totuși am învățat carte pe lumină, nu pe întuneric, că personalitatea istorică este un produs obiectiv al necesității istorice. Și e clar că apare necesitatea istorică care va genera personalității. Iar personalitățile istoriei sunt create de circunstanțe istorice dificile. E sigur că da. Și avem nevoie de un aer nou, un aer proaspăt în politica europeană. Fără discuție. Uitați-vă la ce s-a concentrat, pe ce s-a concentrat agenda europeană în anul care a precedat prăbușirea din Ucraina. Păi drepturile bărbaților graviți, păi interzicerea creșului. Da, nu numai atât, dar exact. Păi niște prostii, dar să-i trimitem pe copii, pe școlari, băieți cu fetițe în același veceu, adică s-a ajuns la Kafka, s-a ajuns la demență. După aia liderii ăștia, păi, mă uit la fetișcana aia care e în Finlanda, aia se duce și plânge că vrea să-și trăiască și ea viața. Și are dreptate. Păi du-te și trăiește-ți viața, păpușică, lasă dracu politică, că ești prim-ministru. Păi unul care ești prim-ministru. Păi renunț 100% la tine. Secole la rând, istoricii au râs că în momentul în care Bizanțul era asaltat de turci, că îi trăgeau cu tunurile de calibru greu în ziduri, principalul subiect de discuție în Bizanț era sexul îngerilor. Exact. Nu vor râde istoricii de noi că în preziua invaziei rusești, problemele la noi erau cu interzicerea Crăciunului. Aia era principala. Interzicerea Crăciunului și, potrivit raportului Matici, să se predea la copiilor, la grupa de vârstă 0-4 ani, masturbarea. Da, mi se pare foarte interesant. Da, vedeți că este. Cum și o predă și cine? Da, vedeți efectul nenorocit. Efectul nenorocit este că mulți oameni de bună credință au fost împinși în felul ăsta, către așa numitul, că e o vrăjeală și aia, tradiționalism și conservatorism rusesc. Tradiționalismul și conservatorismul nu poate fi rusesc în niciun caz, din cauza faptului, gândiți-vă la noi, am o serie de foști colegi de pe vremuri care au fost făcuți ofițeri de Ceaușescu și care în primele etape ale așa conflictului au ieșit în față, că bine e face la ucraineni, că ha, că nu știu. Și eu mă întrebam, băi, dacă astăzi Ceaușescu ar învia, ești conștient că te-ar împușca, nu? Direct în adică ceafă. Nu poți să fii lăudător al lui Ceaușescu și lăudător al unei invazii care este exact aia din 68. Da, să știți că eu am înțeles, exact, e același lucru. Dar să știți că eu am înțeles un lucru prețios. Doamne, când americanii făceau presiuni și au și reușit să fie pensionați ofițerii de informații. Știau ce știau. Doamne, chiar știau ce știau. Chiar știau ce știau, domnule. Păi nu poți să-i, faci bine. Îi văd acum. Am o serie de amici, mă mai întâlnesc cu ei la un șpriz din când în când, rezerviști. Doamne, 90% din ei sunt pro-ruși, pro-Putin. Nu pot să-mi imaginez că toți ăștia 90% au fost recrutați de ruși. Nu. Că n-ar fi avut de ce să-i recruteze. Doamne, ce-i cu ăștia? Ce-i în capul lor? Am mai discutat subiectul ăsta cu noastră. Ce în capul lor e greu de zis, fiindcă dacă Ceaușescu... Este anti-american, de fapt. Pușca. Chestia este cum va evolua. O asemenea conștiință de sine contradictorie nu poate dura. Deci, un naționalist francez serios nu poate să țină partea Rusiei. Absolut. Și a tancurilor.
Un naționalist german serios nu poate să țină partea unei agresiuni care mai devreme sau mai târziu vizează... Și credeți că de fapt e rodul... Gândiți-vă... Anti-americanismului lor... Cultivat și a formatorilor de opinie infiltrați și agenților de influență. Da, gândiți-vă la polonezi. Ăștia sunt ultranaționaliști și ultraconservatori și antiruși cât în capete. Da, iar mânca fripți. Fiindcă au tranșat mai repede problema. Da, da. Toate aceste forțe pe care le vedem astăzi ca fiind radicale sau uneori extremiste din Europa Occidentală și la noi, vor trebui să treacă printr-un proces de clarificare. Absolut. Acest proces va începe în momentul în care vor răzbate încă dinspre Moscova ecourile răfuielii, în care armata va spune că, uite, decizie politice ne-au băgat în situația asta și a ieșit cu atâtea mii de morți, zeci de mii de morți, atunci vor începe să dumirească... Dar nu credeți că ar trebui să fie un efect lămuritor? Mă refer la România acum. Un efect lămuritor și în privința cretinismelor care ne vin de peste ocean de la americani și în egală măsură de la Bruxelles? Ăștia vor înțelege ceva? Păi aici e problema. Problema este că aici s-a jucat la ambele capete. După părerea mea, care vă spun eu că nu e inocentă, serviciile rusești au introdus și în mediile militant așa de la Bruxelles și în mediile radicale anti-Bruxelles. Ca cele două să se încaiere, să le pună în situația de încăiere și limpede. Să câștige au reușit cu fondul slăbiciunii. Au reușit să corupă din anii 70-80 sistemul universitar american. Că de acolo a plecat cancerul. Dar gândiți-vă la faptul că acum a izbucnit în presa germană cazul a doi înalți funcționari din Ministerul Economiei care erau spioni ruși. Spioni. În toată regula, Și care au manevrat economia Germaniei și prin puterea pe care Germania o are la Bruxelles, au manevrat opțiunile economice a întregii Europe. Da, că despre ce era vorba? Interzicerea centralelor de apartament, nu? Și renunțarea totală la cărbune, ca să fim la cheia rușilor 100%. Cât mai năpraznic. Păi astea sunt inocente? Deci, după părerea mea, medii foarte oficiale de la Bruxelles au fost infiltrate de indivizi care au băgat din ordin teme ca interzicerea Crăciunului, masturbarea la copii. La zero, deci astea sunt făcute la ordin. Sunt acțiuni diversionist subversive. Da. Acești oameni ar trebui astăzi să fie la pușcărie. Absolut. Am revăzut aseară imaginile de la reuniunea ONU din 2018, când Donald Trump le spunea Germanie, nemții, atenție la dependența pe care o aveți de ruși. Dom'le, și șase cretini tefeliști de ai lor, că altfel n-am cum să le spun, râdeau, dom'le, dar râdeau ca de un clov tâmpit. Și am avut curiozitatea să văd, ia mă, cine sunt ăștia care râdeau pe acolo. Și am descoperit cu stupefacție că unul dintre ei era ministrul de externe al Germaniei. Domnul Curea, gândiți-vă la faptul că această generație de lideri occidentali n-au avut experiența noastră de viață. Ei nu s-au trezit la două dimineața ca puflacăre de 2 mm să gătească. Ei n-au făcut cost de două zile a benzină, n-au văzut coadă cu bătaie la pâine, n-au văzut ce e aia cartelă. Ei s-au născut în belșug și cred că acest belșug este intrinsec și nu trebuie apărat. Da. Că vine... durează de la sine. Da. Și chiar așa, cred că nu trebuie să se lupte pentru ca și copiilor și nepoților să beneficieze acest belșug. A picat din cer și rămâne aici. Dacă o pot înțelege pe fetița mea, care mă întreba când avea 4 ani, eu am întrebat foarte sincer, când erai copil, aveai și tu, mâncai, îți plăceau ouăle Kinder? Doamne, s-a rupt ceva, am zis, doamne, stai-nțe-l, apare o generație care nu știe nimic, doamne, ăștia. Și atunci am început să o iau, nu la 4 ani, mai încolo, când începea să înțeleagă, am dus-o la zidul Berlinului, am dus-o în Normandia, plaja de debarcare, i-am povestit lucruri pe care, cum să vă spun, la un moment dat mi s-a părut că exagerez pentru că a început să plângă. I-am povestit așa, că mă așezam la coadă în piața Amzei la carne, vineri după amiază.
Stăteam ce stăteam, venea mama, se lăsa seara, venea tata, peste noapte stăteam eu, că eram mai tânăr, și tot așa sâmbătă și duminică, pentru ca luni dimineață să luăm 2 kg de carne. Noi, ne făcând parte dintre aia care se descurcau, mă rog, am crescut eu un pic mai mare și am început să mă mai descurc eu, în sensul în care descurcat. În sensul în care, dacă tata avea o soldă ceva mai bunicică, așa, reușise să mă prietenesc cu niște ospătari să cumpăr câte un kilogram de carne de la cărciumă. Deci am povestit fetiței mele că puteam avea 2 kg de carne dacă stăteam la coadă 50-60 de ore. Da. Tu, cum să înțeleagă un om, cum să înțeleagă copiii ăștia pe trotinetă, și nu-mi bat joc de ei, cum să înțeleagă copiii ăștia pe trotinetă că era o mare bucurie și satisfacție culinară când aveam șnițel de parizer la masă? Ei trăiesc, generațiile actuale, har Domnului, trăiesc într-o societate deschisă și prosperă. Dar generația actuală trebuie să înțeleagă, ascultându-ne, să dispară... că această societate prosperă și deschisă are dușmani. Da? Dușmani puternici. Da. Și dușmani care știu cum să acționeze chiar din interior, ca să ne arunce în aer, să ne readucă exact de unde am plecat. Exact. La soluții rusești, de genul socialismul multilateral dezvoltat azi. Da. Că și aia a fost soluția rusească. Da. Să nu spuneți că Lenin a fost marțian? Da. Cum? Sigur că da. Să încheiem totuși într-o notă optimistă, nu? Cum spune un personaj dintr-un film care mie mi-a plăcut tare mult. Doamne, deocamdată de bine, de rău e bine. Domnule colonel, vă mulțumesc foarte mult. Să ne revedem sănătoși și să scrieți la fel de des că bine scrieți. Scrieți excepțional. Mulțumesc foarte mult. Doamne ajută! Doamne ajută!